Școlarii care termină 8 clase sunt, potrivit unor date, cei mai mulți dintre ei analfabeți funcționali sau au un nivel funcțional minim. În acest sens, socialdemocrații încearcă să găsească soluții pentru a combate fenomenul. Caravana Educației va vizita majoritatea județelor din țară pentru a oferi meditații elevilor la limba română și matematică. Pentru al doilea an consecutiv, autocarul a poposit în județul Telorman, în comuna Orbeasca. Este un proiect marcat TSD la nivel național, prin care oferă 10 meditații gratuite elevilor care sunt în clasa 8-a și urmează să susțină evaluarea națională. Tineretul social-democrat pune în prim plan educația și de fiecare dată este lângă elev, lângă copii. Am conceput un plan de 10 lecții, de 10 meditații gratuite la română și la matematică, pe care încercăm să le oferim elevilor din mediul rural, dar și din urbanul mic, din orașele mici, tocmai pentru a încerca să-i ajutăm, să-i încurajăm pentru a participa la examen de evaluare națională și pentru a-l și promova. Totodată, elevii pot beneficia de meditații și în sistem online pe site-ul caravanaeducatiei.ro. Avem un QR code care duce către caravanaeducatiei.ro, site-ul nostru, iar începând cu data de 1 iunie, acolo vor fi puse 10 lecții video de română, 10 lecții video de matematică, tocmai pentru a ajuta elevii în ce înseamnă pregătirea pentru evaluarea națională. Proiectul Caravana Educației se va desfășura până pe 1 iunie, timp în care autocarul va trece prin 36 de județe din țară.